Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție specială. Oricât am încercat să vedem care sunt lucrurile care funcționează în acest moment în țară, nu putem ignora crunta realitate. 70% dintre români cred că țara noastră se îndreaptă într-o direcție greșită și doar 20% sunt optimiști și cred că se îndreaptă într-o direcție bună. Iar aceste cifre pot fi înțelese și mai bine dacă ne uităm la principalele motive de îngrijorare ale românilor. Puțini mai sunt preocupați de pandemia de COVID-19, doar 16%, chiar dacă astăzi autoritățile au anunțat nu alte restricții. Peste jumătate dintre români sunt îngrijorați din cauza prețului la energie și gaze, iar 49% se tem că ar putea veni o eventuală criză economică. Și în acest tablou vedem cum s-a schimbat în ultima vreme încrederea în instituțiile publice, dar și în actuala coaliție de guvernare. Sunt cifrele, doamnelor și domnilor, sondajului Avangard, pe care încercăm să le înțelegem alături de invitații mei din această seară. Dați-mi voie să vi-i prezint și dumneavoastră. Sarmiza Andronic este alături de noi, analist politic. Sarmiza, bună seara, mulțumesc, bună pentru, seara, mulțumesc pentru invitație. Alături de noi, Florin Poenaru, sociolog, bună seara, mulțumesc. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Și Costin Ciobanu, consultant politic. Costin, bună seara, mulțumesc pentru că ai revenit alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Spuneam la începutul ediției, oricât am încercat să fim noi de optimiști, sunt cifre ale sondajelor pe care le vedem ori de câte ori. Bine, chestiunea asta cu România care nu se întreaptă într-o direcție bună, o vedem de fiecare dată, dar parcă 70%, Sarmiza, pare destul de mare acest procent. Mi se pare mic. Mi se pare mic pentru că sunt foarte mulți oameni nemulțumiți și în ultima perioadă se discută foarte mult în spațiu public despre facturi, despre scumpirea alimentelor. Adică n-am văzut de mult un lucru care să bucure românii. Da, e mai ușoară chestia cu pandemia, dar uite, sunt foarte mulți oameni bolnavi, știi? Și s-au început să se îmbolnăvească foarte mulți copii și atunci părinții devin îngrijorați și mai au o problemă în plus, nu mai au acea grijă doar că ei se îmbolnăvesc și trebuie să aibă grijă să se protejeze. Nu, e și copilul parcă mai expus decât altă dată și așa mai departe. Deci mie mi se pare că nu stăm chiar rău, 70%. Sincer, eu mă așteptam ca procentul să fie mult, mult mai mare și dacă stai să... Adică mi-ar plăcea să știu și poate sociologul din platou ne va explica ce înseamnă acel 30%. De ce se agață românii dacă e să ne gândim de fapt, că 20. Le e bine? 20. Ne gândim 20, care 20. Se îndreaptă într-o direcție bun. Bună. Bun, deci de ce se agață? Care este optimismul lor? Care este motivul de optimism? Să ne-l dea și nouă! E clar că să trec pe la fiecare acest procent de 70%, Sarmiza spune că și cu siguranță probabil că sunt mai mulți, poate că și cifrele nu sunt într-o anumită marjă de eroare. Mult? Puțin? Sigur că pare foarte mult 70%, având în vedere că nu suntem totuși într-o situație de război. Adică dacă am fi Ucraina în acest moment, poate 70% ar suna într-adevăr mai radical decât pare. Acum, sigur, și sondajele astea sunt foarte importante. Ele fotografiază, de fapt, niște stări de moment și niște tendințe. Și cred că, de fapt, aici e important, dincolo de cifra 70 sau mai mult sau mai puțin, cred că important e tendința și, într-adevăr, nu văd niciun motiv de optimism. În mod obiectiv, România se află într-o criză de mai multe facturi, în special o criză economică și socială. Și atunci, evident că premisele și, în orice caz, perspectivele sunt foarte pesimiste și cred că, din punctul ăsta de vedere, sondajul are rolul de a evidenția acest lucru. Lucrurile nu pot să meargă decât în mai rău în acest moment, pe cifrele economice pe care le avem în acest moment și despre care putem să discutăm mai în detaliu. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că sondajul e foarte corect. Costin, pe tine te-au surprins cifrele astea sau nu, procentele, de fapt? Spune că este o îmbunătățire. Chiar dacă 70% spun că țara merge într-o direcție greșită, trebuie să punem lucrul, acest rezultat trebuie pus în context. În câteva luni, când eram în plină criză politică, eram undeva la 80%. Deci avem o oarecare detensionare, probabil că e și o anumită consecință a ceea ce s-a întâmplat, această mare coaliție între PNL-PSD, se vede și în încrederea în personalități, este o oarecare doză de încredere, dacă pot spune așa,
în noua guvernare, cel puțin în rândul celor care susțin partidele politice. Nu suntem la 90%, am avut, cred că, aproape de 90% în momentul 2011-2012, momentul măsurilor de austeritate, momentul în care președintele Băsescu era foarte contestat. Ne aducem aminte, în ianuarie 2012, mișcările de protest din acel moment. Deci este o oarecare îmbunătățire, dar dacă e până la urmă 70% la 20%, este un deficit de 50% de încredere publică. În general, românii sunt foarte pesimiști. Sunt foarte puține momentele, cred că, în istoria ultimelor 30 de ani, în care am depășit undeva la 40% oameni care să spună că mergem într-o direcție bună. Dar, apropo de ce spunea Sarmiza Andronic ceva mai devreme, Sarmiza Andronic, ce anume îi nemulțumește pe români? Pentru că, până la urmă, e important să înțelegem asta. Măcar noi, dacă nu și politicienii, la un moment dat, dar poate prin intermediul nostru ajunge mesajul nu și la politicieni. Când e vorba de îngrijorări, ei bine, nu, pe primele locuri sunt facturile la energie și la gaze, iar procentul celor care sunt foarte îngrijorați e de 55% la facturile la energie, de 53% la facturile la gaze. O eventuală criză economică, iar se tem oamenii, aproape 50%, 49% este procentul. COVID-ul e undeva, pentru că îl pomeneam, undeva cu 16%, și războiul din Ucraina, un posibil război, cu 37%. Povestea asta cu facturile clar a dat peste cap foarte multă lume. Și aici m-aș opri la sociologul Florin Poenaru, nu apropo de ce spunea Sarmiza. Motive suficient de temeinice, ca să zic așa. Da, absolut. Eu cred că suntem în pragul unei crize economice profunde. Nu o spun doar eu, sunt o serie întreagă de economiști și analiști care spun asta pe cifrele din România, pe cifrele din regiune. Nu e vorba doar de facturi în mod efectiv, ci de efectul scumpirii energiei, a gazelor în economie per ansamblu, efectul de multiplicare pe care l-au aceste scumpiri ale energiei. Inflația este la cote istorice în ultimii 20 de ani. Deci sunt toate premisele pentru criză economică. Pentru criză economică cum nici în 2008-2009, cealaltă criză pe care am trecut-o recent, nu a fost cazul. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că avem toate motivele să fim pesimiști și pe bună dreptate. Adică e o criză locală, o criză a României, având în vedere toate datele sociale. Adică să ne gândim că aceste efecte ale scumpirilor, ale inflației, vin totuși într-o societate foarte sărăcită și săracă în mod istoric, dar în mod evident sărăcită după pandemie. Noi uităm efectul social al pandemiei, oameni care și-au pierdut locuri de muncă, oameni care au pierdut din venitul lor, oameni care au trebuit să se împrumute ca să supraviețuiască în ultimii 2 ani de zile. Iar o problemă foarte mare care o să apară pe agenda cât de curând, sunt convins, și anume aceea îndatoririi populației și firme, dar mai ales persoane fizice care au trebuit să se împrumute pentru diferite motive, inclusiv pentru traiul de zi cu zi, ca să supraviețuiască pe pandemie. Iar acest lucru se va vedea cât de curând. Deja am văzut la începutul anului chiar, BNR a anunțat deja mărirea ratei dobânzilor, rata de referință, care va duce la, plastic spus, creșterea creditării și, evident, costului creditării, lucru care se vor vedea imediat în scăderea puterii de cumpărare și, evident, a nivelului de trai. Deci suntem în pragul unei crize foarte severe și asta trebuie luat foarte în serios, dincolo de procente care, sigur, într-un sondaj nu pot fi decât aproximative. Sarmiza, te rog. Da, eu aș vrea să iau cele trei situații pe care tu le-ai spus acum. De exemplu, chestiunea cu facturile. Pe lângă faptul că facturile sunt foarte mari și oricum tot mapamondu țipă, da? Toată lumea este îngrijorată, nu numai România. Și ăsta este un lucru care sigur se răsfrânge și asupra noastră și își pune cumva amprenta. Mai există această îngrijorare că românii sunt mințiți și furați la facturi. Știm foarte bine ce s-a discutat în ultima perioadă și atunci e normal să-ți pui problema de două ori, să-ți pui două semne de întrebare și să te gândești, e factura mare, dar o fi corectă? Adică știi dacă ți s-a scumpat, dacă ți s-a mărit factura, spui, măi, fac un efort și plătesc factura și îmi voi duce viața așa cum știu eu, să nu am datorii, să fie bine. E, că asta e gândirea românească, dar acum mai vine chestiunea asta cu, da, dacă mi-au greșit ăștia factura, dacă eu trebuie să dau niște bani la asta degeaba.
Știi, asta este o îngrijorare. Doi, chestiunea cu Ucraina este foarte importantă, este foarte important cum anume gestionează autoritățile din România această chestiune. Ori, nu o gestionează în niciun fel. Mai degrabă, sunt foarte multe persoane și îți spun din cercul meu de prieteni și de cunoscuți care sunt cu adevărat preocupați și care intră mai degrabă site-urile din străinătate, care urmăresc direct conferințele de presă, cum a fost ieri conferința de presă de la Pentagon. Te rog să mă crezi că ieri, ascultând-o în direct, mi-am dat seama că România a fost un cuvânt extrem de des folosit în acea conferință de presă și atunci sigur că mă aștept ca și oficialitățile noastre să spună ceva. Mai degrabă vorbesc analiștii, mai degrabă vorbesc jurnaliștii de specialitate și așa mai departe. În ceea ce privește COVID-ul, acolo e normal ca lumea să nu mai fie la fel de îngrijorată, nu doar pentru faptul că au trecut 2 ani, dar acolo ține și de tine. Îmi pun o mască și mă pot proteja, mă spăl pe mâini și mă protejez. Când e vorba de facturi, acolo nu controlezi, știi? Cu COVID-ul parcă mai poți face ceva și atunci ține de tine. Cred că de asta avem procentele astea. Te rog, Costin. Eu mă uitam la cifre și sunt chiar mai îngrijorătoare de atât, pentru că dacă ne uităm, de exemplu, cei care sunt foarte îngrijorați și cei care sunt oarecum îngrijorați, uh-huh, în privința energiei, ajungem la 90% dintre români. Este o cifră absolut zdrobitoare. Așa este. Și este normal ca oamenii să aibă astfel de îngrijorări. Mă uitam pe niște cifre din ultimii 20 de ani. Deci dacă este să ne uităm la perioada 2000-2020, creșterea medie anuală a prețurilor la energie, gaze naturale și energie termică a fost undeva la 10%. Și acum dacă este să compari, conform datelor INSE, decembrie 2020 cu noiembrie 2021, ultima lună pentru care avem date oficiale, creșterea este undeva la 23-24%. La gaze naturale, ca să pun lucrurile și mai clar, în ultimii 20 de ani, creșterea medie anuală a fost undeva la 15%. Din decembrie 2020 până noiembrie 2021, creșterea a fost de 50%. Deci gândiți-vă ce înseamnă acest lucru pentru un român obișnuit în condițiile în care, da, România nu mai este în 2007, în care aveam 47% din populație în risc de sărăcie, dar sunt 31-32%. Și nu avem încă date pentru ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile. Date oficiale pe care vedem fiecare, putem să vedem ce se întâmplă în societate, ce neliniște există. Tema de criză economică, de criză socială, de criza facturilor, de îndatorare, cum spunea și domnul Poenaru mai devreme, sunt lucruri care pur și simplu o să explodeze, mai ales că vedem soluțiile care sunt prezentate în aceste zile sunt niște soluții extrem de temporare. Știm ce o să se întâmple 2 luni de zile. Da, pentru că din păcate la noi întotdeauna se întâmplă așa, adică facem totul pe genunchi și așteptăm și de la o lună la alta. Exact. Nu prevenim, ne trezim cu problema, o luăm în brațe și abia pe urmă încercăm să-i dăm drumul. Și lucrurile nu funcționează așa într-o țară civilizată normală. Și nu e ca și cum, asta nu e ca și cum, de fiecare dată, Florin Poenaru, vorbim de predictibilitate, dar niciodată, așa cum spune Sarmiza, nu, suntem luați pe nepregătite de fiecare dată și când vine iarna și când se întâmplă tot felul de lucruri. Dar apropo de ce spunea Costin ceva mai devreme și de soluțiile la care ar trebui să ne gândim, o altă întrebare la care au răspuns oamenii la acest sondaj a fost dacă, din punctul lor de vedere, pentru a rezolva problema creșterii prețurilor, o soluție ar fi fost ca guvernul să renunțe, cel puțin pentru o perioadă, la liberalizarea pieței și să avem prețuri reglementate de către de stat. La această întrebare, procentul de răspunsul de da a fost din partea aproape 70% dintre oameni, 69%, nu au spus doar 8% și nu pot aprecia, mă rog, 22%. Dar și asta, practic, cu renunțarea pentru o perioadă la liberalizare, e tot 70%, sunt de acord. Ne înscriem tot în ce discutam ceva mai devreme, adică tot, cum să spun, niște măsuri provizorii, nu? Sau cum să le spunem? Da, bine, aici e o discuție foarte largă legată de ce s-a întâmplat cu aceste creșteri de prețuri și cu liberalizarea prețului în general.
vorbim strict doar de cazul României, dacă așa cum s-a spus mai devreme foarte corect, este o situație totuși mai amplă, mai generală la nivelul economiei globale. Dar ce s-a întâmplat la noi, trebuie să spunem lucrurile pe nume, măcar acum, după ce s-a întâmplat acest lucru, liberalizarea a fost gândită prost, a fost implementată prost, iar aici rolul statului, al oamenilor care se ocupă de reglementare, a fost unul catastrofal. Da? Deci au un eșec absolut al modului în care s-a făcut și s-a gândit această liberalizare, inclusiv temporizarea sa, da? Inclusiv faptul că statul nu și-a pregătit niște mecanisme în care să poată să intervină în piață atunci când apar situații de acest tip. Da? Pentru că, efectiv, acolo a fost o viziune extrem de liberală, libertariană, de a oferi întreaga putere a actorilor de pe piață, astfel încât oferindu-le posibilitatea de a specula și de a acumula profituri foarte mari din această lipsă de reglementare pe piață. Acum suntem într-o situație în care statul trebuie să intervină, nu are pârghiile prin care să facă acest lucru, foarte pe scurt. Da? Sunt câteva lucruri pe care poate să le facă. Unele pot să dea rezultatele, alte mai puțin. Am văzut că e această subvenție practic pe care statul o acordă, adică o plafonare și un ajutor pentru consumator, care din nou e o soluție, cum spuneți, temporară, nici nu știu dacă este până în aprilie. Da, nici nu știu dacă funcționează în vreun fel, este practic o subvenție pe care statul o acordă, nu oamenilor, ca să ne înțelegem, ci companiilor care fac profit. Da? Deci pur și simplu o stipendie indirectă pe care o acordă în acest fel. Deci aici ar trebui să ne punem foarte mari întrebări despre rolul statului. Eu cred că a fost o greșeală majoră modul în care s-a făcut liberalizarea. Nu, dar eu sunt o serie întreagă de economiști care au scris despre asta. Toți, vă spun eu, toți. Adică n-am întâlnit unul care să spună că această liberalizare a fost făcută coerent și să dea explicații de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Nu, toată lumea spune că s-a întâmplat haotic. Nici măcar ministrul nu vine să ne explice sau să-i contrazică pe aceștia. Înțeles? Să spun, uite, am avut gândirea asta, uite ce s-a întâmplat, pentru că eu am vorbit cu specialiștii mei care mi-au explicat asta, da? Nu, nu există o astfel de comunicare și atunci sigur că ai semnul ăsta de întrebare despre care îți spuneam mai devreme, care te apasă și te apasă, ce facem? Pentru că, uite, și chestiunea asta cu eu nu plătesc factura. Păi nu poți să ridici din numeri, știi că dacă am mai spus-o, stai puțin că dacă mă minți cu 200 de lei sau cu 2000 de lei cum s-a întâmplat, este foarte grav, dar e la fel de grav și dacă mă minți cu 50 de lei. Cred că de la ministru chiar a venit la un moment dat. Absolut, eu însă mi-am intrat în dialog cu el și l-am întrebat și mi-a spus că nu plătește factura. Deci a fost răspunsul întrebării mele. Oricând tu ți-asumi o astfel de chestiune, nu-ți dai seama la ce tăvăluc dai drumul? A apărut tot astăzi un sondaj în care românii au fost întrebați dacă își plătesc, o să-și plătească factura. Și 91% spun că își plătesc factura, pentru că așa e românul obișnuit. Da, dacă corect. Am o factură, îmi vine acasă, nu vreau să am probleme. E o chestiune de obișnuință sau până la urmă, pentru că dacă nu-ți plătești factura, e clar că nu o să mai... Tot o lipsă de încredere este. Pentru că ți-e teamă că dacă nu plătești factura, chiar și așa mare cum este, cineva vine și stai curentul. Asta e. Înțelegi? Nu ai încredere. Uite, de exemplu, ministrul spunea, nu o să plătesc factura. Eu, despre el vorbea, da? Nu o să-mi plătesc factura și sigur nu vom tăia niciodată curentul celor care nu-și plătesc facturile acum pentru că au fost făcute greșit și o să facem controle și așa mai departe. N-au încredere oamenii că așa se va întâmpla. Tu știi foarte bine că dacă te duci și nu știu dacă tu ai trecut prin asta, dar sunt oameni care povestesc public și spun am fost la ghișeul nu știu care, mi-a trântit ăla niște hârtii să le completez și așa mai departe. Tot din lipsă de încredere plătim și facturile, nu numai din conștiinciozitate. Da, practic ce s-a întâmplat, statul i-a lăsat din nou pe cetățeni singuri în fața furnizorilor, în fața marilor companii, fie că le sunt private în cazul furnizorilor, fie că sunt de stat în cazul producătorilor, i-a lăsat din nou singuri în fața acestor companii și acum fiecare se descurcă cum poate. Și asta e o idee foarte bizară și arată din nou cât de mult statul lipsește, de fapt, din societatea românească sau cât de mult s-a retras în condițiile în care lași pe oameni să se lupte cu companiile pentru facturi. Deci am ajuns la momentul în care oamenii trebuie să-și calculeze, să fie atent la facturi, să nu mai zic cum a fost înainte, nu de a-ți căuta furnizorul și practic trebuie un doctorat de specialitate ca să poți să alegi cu cap acest furnizor. Lucrurile astea, sigur, nu sunt tot timpul la
îndemâna oamenilor, nu din alt motiv, că oamenii trebuie să muncească, să-și aducă, nu, sala să câștige bani ca să-și poată plăti aceste facturi. Și da, nu are nimeni, nu toată lumea are cunoștințele de specialitate să poți să înțelegi ce se întâmplă acolo. Și pe asta s-a și mizat, de fapt, un fel de ignoranță structurală în acest domeniu. Își mai iau o problemă de pe cap, înțelegi? Adică chiar dacă este foarte mare factura, am scăpat de o problemă, am plătit o factură, gata, s-a terminat. Nu mai îmi bat capul, nu mă mai încarc eu ca și consumator, eu ca și membru al unei familii cu 2, 3, 5 copii să mai am și problema asta. Hai să-mi fac dreptate. Știi câtă lume gândește așa? Da, eu vreau să vă mai întreb un lucru apropo de sondajul acesta. Știm în acest moment cine e principalul vinovat responsabil pentru situația asta? Pentru că întrebați oamenii despre acest lucru apropo de facturile la energie electrică. E bine, 30% spun că de fapt ar fi companiile private care furnizează energie clienților. Ministerul Energiei are doar 23%. Aici, uite, eu sunt de acord cu Sarmiza, care spunea că e prea puțin, 23%, eu aș fi zis mai mult. 13% ANRE-ul, da, și doar 11% companiile care produc energia. Cum e împărțită responsabilitatea asta, ca să zic așa, sau vinovăția, de fapt, din punct de vedere al oamenilor? Am văzut un alt sondaj astăzi, în care exact aceeași întrebare, dar variante diferite de răspuns și guvernul era la 50% responsabilitate. Pentru că depinde cum, că dacă vorbești de Ministerul Energiei, oamenii cunosc, știu mai bine, mai puțin. Dacă îmi spui de guvern, care până la urmă e cel chemat să gestioneze, oamenii arată foarte clar responsabilitatea. Că ea este partajată între ce a făcut sau n-a făcut ANRE, între ce a făcut sau n-a făcut Ministerul Energiei, asta e o discuție care poate ne preocupă pe noi, pe analiști, pe cei care suntem foarte atenți la fenomen. Dar pe oameni nu interesează. Este într-adevăr un eșec al statului când tu vii și spui că ai 4 milioane de facturi greșite. Nu poți să greșești 4 milioane de facturi. O greșeală se întâmplă când ai, nu știu, îi vine cuiva, cum s-a întâmplat, cred că prin Vaslui, către o doamnă, nu știu, a avut milioane de euro pe factură. Da, se mai întâmplă acolo, poți să spui. Dar în momentul în care tu greșești major acest proces și știți care e problema aici, pe mine mă deranjează și cred că pe foarte mulți îi deranjează acest ton extrem de triumfalist. Ne aducem aminte când s-a votat legea în toamnă, a spus, s-a rezolvat o problemă. Am găsit voința politică în Parlament să trecem această lege pe care, nu știu, cât s-a dezbătut, cât nu s-a dezbătut, în 2-3 luni de zile discutăm exact despre același lucru. Acum am intrat în dezbaterea despre plafonarea prețurilor la alimente. Probabil că o să mai discutăm 2-3 luni de zile fără a avea un proiect clar în față, fără a avea niște lucruri și o să continuăm această dezbatere, dar în spatele acestei dezbateri, ce se ascunde? Inacțiune. Oamenii au nevoie de stat, dar nu primesc din partea statului ceea ce statul ar trebui să ofere. Politici publice, nu doar discurs de îmbărbătare. Rezultatele unui astfel de sondaj, Florin Poenaru, apropo de ce primesc oamenii și de acțiunea pe care ar trebui să o vedem, ar trebui cumva să îi miște pe cei responsabili, că tot îi nominalizam ceva mai devreme să treacă și la acțiune. Adică, ok, ne dăm noi cu părerea cine și cum ar fi vinovat, dar ministerul face ceva în sensul ăsta, ANRE-ul face ceva în sensul ăsta, companiile, adică ar trebui să se miște cumva lucrurile, nu? Sigur că ar trebui, dar aici ar trebui să ne punem o problemă legată de capacitatea de funcționarea statului român. Eu cred că e o problemă mai largă asta. Adică aici ce vedem e un simptom și sigur unul foarte dureros pentru că afectează milioane de români sau în orice caz mare parte din familiile din România. Dar capacitatea de acțiune a statului român este una foarte limitată. Am văzut acest lucru în mod evident în pandemie. Adică acum, dar e capacitatea statului limitată sau de fapt a politicienilor? Vreți să mergem spre politicieni sau spre alianță? Aici e complicat de spus pentru că în ultimă instanță a fost un consens la liberalizarea pieței de energie. Spuneți-mi dacă a fost cineva care a zis nu facem acest lucru. Dacă a fost un partid politic sau vreo voce din politica românească care s-a opus în vreun fel liberalizării acestei piețe. N-a fost nimic, un consens. A fost cumva forțată chestiunea asta cu liberalizarea. E foarte adevărat că n-am primit niciun fel de comentariu să ne mulțumească. Da, asta este o observație foarte bună. Da, asta cu cine e vinovat. Știi că sunt foarte mulți specialiști care știu să facă politici publice, dar n-are cine să le implementeze. Păi noi ne gândim la cum vrem noi să renunțăm la folosirea cărbunelui și China și-a deschis toate minele.
cum Germania se întoarce și a renegociat până în 2000, nu știu cât, adică noi suntem departe de a face astfel de lucruri. Se pune problema, spunea Costin mai devreme, de alimente și de prețuri și de, păi, la ce preț se plafonează? La ăsta de acum, da? Eventual. Deci suntem departe de a avea lideri care să înțeleagă mecanismele, pentru că nu pot să mă gândesc că chiar sunt răuvoitori, deștepți și răuvoitori. Nu, mie mi se pare că nu sunt nici foarte binevoitori, dar nici foarte instruiți în zona asta. Mai degrabă merge, știi? O să vedem. Exact ce spuneam mai devreme, ne trezim cu problema, ce facem cu ea? Dar hai că până acolo ar trebui să nu avem problema respectivă. Și uite, uite Ungaria. Apropo de facturile la gaze și la energie și la... Ungaria spune de vreo 3 luni de zile că, că ea și-a plafonat prețurile pentru că a negociat cu Gazprom pentru 15 ani. Nu a găsit o soluție pentru 2 luni. Da? Deci ai noștri sunt ăia care ar trebui să găsească soluții. Și aici ajungem... Vă rog. E foarte adevărat, dar din nou... Până la cine anume ar trebui să implementeze diferite politici care să dea efectiv rezultate, cred că ar trebui să ne dăm un pas în spate și să vedem puțin filozofia în legătură cu statul. Pentru că noi, de fapt, acum suntem prizonieri unui proces mai amplu de 30 de ani de zile în care am crezut că statul este prost administrator, trebuie privatizat, trebuie limitat, trebuie destructurat și așa mai departe. Ori ne vedem când funcționează piața, cum e cazul ăsta absolut paradigmatic al facturilor și al energiei electrice, vedem că piața de fapt funcționează într-un sens foarte clar și anume profitul celor care acționează pe aceste piețe. Am văzut unul dintre efectele liberalizării ca paranteză a fost că s-a micșorat numărul de furnizori, adică competiția a fost atât de mare, cei mai mici furnizori au fost înghițiți de cei mari și până la urmă piața a devenit un monopol așa cum s-a așteptat să se întâmple. Deci toată ideea asta cu liberalizarea, că putem să alegem și că va fi liber pentru toată lumea, a fost o minciună și asta, da? Deci până la urmă piața tinde spre monopol unde sunt profiturile foarte mari. Deci cred că până la momentul ăsta în care să ne punem întrebarea cine ce ar putea să facă, cred că ar trebui să ne întrebăm ca societate dacă nu cumva e bine după 30 de ani de zile, având în vedere situația în care ne aflăm și economică și mai recentă cu pandemia, că poate ar trebui să regândim rolul statului și poate n-ar trebui să ne mai gândim că statul este prost administrator, că ne duce în derivă și că ne pune piedici la și marile visuri. Când ne gândim la societate, pentru că și asta e, adică aș vrea să o ducem un pic discuția mai în concret, pentru că o să vedem și apropo de instituțiile statului și încrederea românilor, dar și politicienii de care vorbea Sarmiza ceva mai devreme, asta ce înseamnă că ar trebui să regândim noi ca societate? Adică să ne gândim că răbufnirile astea, ca să zic așa, de unde, de revoltă, de unde ar putea? Că nu suntem întotdeauna singuri, că nu putem să rezolvăm lucrurile singuri, ca indivizi sau ca familie, că ne trebuie acest mecanism, că până la urmă e un mecanism vechi de când modernitatea, statul, care să reprezinte bunul comun, binele general. În condițiile astea, de exemplu, să ne reprezinte ca cetățeni în raport cu furnizorii și producătorii de energie. Avem nevoie de acest instrument, acest actor numit statul, la fel cum a fost în pandemie, dar fără stat, așa cum e el, șchiop în cazul României, nu poți să faci față. Trebuie să ai un acest actor cu puteri care să poate să intervină când e nevoie. Asta e, trebuie să ne regândim această filozofie de 30 de ani de zile, că poate statul este necesar. Sigur, nu într-o manieră autoritară sau milițienească. Am văzut că mai degrabă statul intervine așa ca milițian decât ca, nu știu, actor care să ajute binele general și poate trebuie să regândim. Și atunci poate ne vin și idei cum să intervenim, că așa doar ca peticire. Într-adevăr, statul român nu e foarte bun la peticiri. Când vorbim de stat, ne gândim mai degrabă la instituțiile astea care au guvern, parlament, nu vă întreb întâmplător, ci pentru că, iată, vedem și încrederea românilor în privința instituțiilor. Partidele politice, parlamentul, guvernul, președinția sunt pe ultimele locuri. Pe primele locuri avem pompierii cu 80%, smurdul 80%, ambulanța 72%, armata 70%, biserica 64%, școala, poliția națională, judecătoria, poliția locală, serviciile secrete, iată, sunt cu 34%, dar instituțiile astea de la care noi așteptăm, Sarmiza Andronic, Costin, toate politicile acestea despre care vorbește Florin Poenaru, sunt pe ultimele locuri. Da. Ce să aici, dar, aici, dar nu da, cred nu că te surprinde. Dar uite, mă uitam că pompierii au rămas pe primul loc. Cred că a fost biserica la un moment dat pe primul loc. Însă, apropo de pompieri, biserica să știi și armata, că anul trecut, și îmi face plăcere să spun asta, anul trecut, când a fost nebunia aia în Grecia, să știi că m-am simțit foarte mândră, pentru că am intrat într-o benzinărie și cineva m-a strâns în brațe
Și m-a șocat pentru că, îți dai seama, eram în plină pandemie. Ce faci, frate? Nu se poate. Nu, am acceptat îmbrățișarea. Prima dată am crezut că mă confundă și mi-a spus, a, România, pompierii, ne-ați salvat. Pentru prima dată, cred că după foarte mult timp, pentru că am mai fost mândră că sunt român, că sunt și acum mândră, dar crede-mă că am simțit așa, m-a furnicat. Și am spus, ia uite că cineva nu-mi spune ca în Turcia, știi, Gigi, Becali, Hagi și așa mai departe. Da, sau pe partea cealaltă. Da, deci nu mă surprinde. Și o să spun și de Smurd, apropo de faptul că tot 80% are încredere. Știi că eu stau într-un cartier rezidențial și la un moment dat, niște copii care se jucau pe stradă n-au spus, vine ambulanța. Intrați într-adevăr, știi? Vine Smurdu. Și am zis, ia uite cum s-a transformat, nu mai e ambulanța, e Smurd, da. Știi? A intrat în vocabularul nostru firesc cumva, poate că nici nu înțelegeau ăia mare lucru ce înseamnă, dar ca idee îți spun, da? Deci avem niște instituții, poate că merită să fie acolo, habar n-am. Dar dacă ne gândim la partidele politice, da, pentru că așteptările de acolo vin. Și atâta timp cât toate aceste ipoteze, toate aceste analize trec prin familia noastră, prin buzunarul nostru. Mă interesează mai puțin pe mine, nu pe mine s-ar miza Andronic, pe mine ca cetățean de rând al unei țări, ce politici face partidul nu știu care, ce face guvernul, sigur, mă uit la televizor, sunt informat, dar atâta timp cât buzunarul meu este ok, pot să spun că guvernul își face treaba. Dacă buzunarul meu nu este ok, sigur că voi judeca altfel guvernul, înțelegi? Și toate știrile și toate așteptările noastre sunt din partea partidelor politice, a Parlamentului, exact ce spuneai tu, cele care sunt pe ultimul loc, guvernul. Știi, suntem atât de puțin informați despre ce ar trebui să facă guvernul și ce face de fapt. Acum, dacă mă întreb pe mine, probabil că foarte mult și dintre unii care fac parte din guvern, nu știu exact ce trebuie să facă, sau parlamentar, pentru că am văzut... Asta și mai grav și tu ai dreptate aici. Am văzut, așa e, mai degrabă știm noi ce trebuie să facă ei. Am văzut exemple, nu? Costin, procentele acestea? Nu sunt o surpriză. Cred că ar fi fost o surpriză să vedem principalele instituții democratice. Îi atinge cumva pe politicieni? Atinge cumva instituția prezidențială? Își pune cineva niște semne de întrebare? Că până la urmă asta ne interesează. Știți care e problema? Până acum câțiva ani luam aceste rezultate și spuneam, ok, politicienii nu-și fac treaba, populația percepe acest lucru ca atare, dar în ultimii doi ani cu pandemia am văzut cât de importantă este încrederea în instituții și în principalele instituții democratice. Ne aducem aminte campania de vaccinare, faptul că politicienii au ieșit în față să vorbească despre cât de necesar pentru oameni este să se vaccineze. Cu asemenea cote de încredere, care nu s-au schimbat foarte mult în ultimii doi ani de zile, vedem o confirmare a eșecului, o explicație pentru eșecul campaniei de vaccinare. Nu pot să, cred că la un moment dat, mi-aduc aminte, văzusem niște cifre într-un alt sondaj, 70-80% dintre oameni nu aveau încredere în informațiile oficiale care veneau din partea instituțiilor statului. Deci, le putem analiza sociologic, ne putem întreba de ce serviciile secrete sunt mai credibile decât președintele și guvernul, dar în același timp, cred că mai important este să vedem care sunt consecințele acestor cote de încredere. Și în măsura în care mai există campanii de comunicare, în măsura în care guvernul încearcă să mobilizeze niște lucruri, ar trebui să fie atente aceste instituții la astfel de sondaje, pentru că, în mod cert, te ajută să-ți stabilești purtătorii de mesaj. Iar instituțiile sunt conduse, nu, de niște oameni care și ei au mai, adică oamenii au mai multe, când spun oameni, mă gândesc acum la cetățeni, au mai mică sau mai mare încredere în oamenii de stat. Președintele Klaus Iohannis 20%, Ludovic Orban, fostul președinte PNL 11%, Alexandru Rafila este cumva în top cu 39% și Nicolae Ciucă cu 30%. 30% și domnul Marcel Ciolacu, Raed Arafat 30%, Gabriela Firea 29%, Mircea Joană 28%, Sorin Grindeanu 24%. Am dat câteva exemple și să mai spunem nu și George Simion, că o să comentăm apoi și procentele pe partide politice. Florin Câțu 8%, la egalitate cu cine ați crede? Dragnea. Cu Liviu Dragnea, iată.
ceea ce era de așteptat. E același, dacă ne referim doar la acest exemplu de la PNL, e aceeași problemă pe care are domnul Câț în acest moment, pe care avea și Liviu Dragnea, domnul Liviu Dragnea la momentul respectiv. Era șef de partid fără să fie premier. Ori asta e o disipare a puterii pe care niciun șef de partid nu poate gestiona și care, în mod evident, înseamnă finalul carierei politice, cel puțin temporar, acum nu știu ce va fi în viitor, dar pentru Liviu Dragnea am văzut că atunci când a fost, când a reușit să fie premier, a pierdut și puterea în partid și după aceea puterea în general. Ceea ce se va întâmpla și cu Florin Cuțu, fără dar și poate. Cum poate să funcționeze Sarmiza bine o țară, o instituție în care președintele are 20%, fostul premier Mihai Tudose are 24%, Sorin Grindeanu spuneam 24%, adică cumva inversate ar trebui să fie procentele astea. Sigur știu cum funcționează genul ăsta de întrebări și răspunsuri, dar cred că aici ne legăm mai degrabă de niște oameni de partid. Înțelegi? Acum, dacă ne referim la Klaus Iohannis, chiar procentul ăla este. N-ai cum să-l scoți pe Klaus Iohannis. Klaus Iohannis are un mare defect. E un procent generos, ca să zic da, așa. Da, să știi, pentru că Klaus Iohannis spune lucruri care nu și le însușește. Adică discursurile nu sunt ale lui. Înțelege? El nici nu cred că înțelege ce spune. Asta transmite. Poate înțelege, habar n-am, dar nu transmite. Nu trece dincolo de ecran, nu trece dincolo de discurs, nu trece dincolo de pupitru. Nu mă face să am încredere în el. Uită-te la ceilalți președinți de state. Mă uitam ieri, apropo de chestiunea cu Pentagonul și cu purtătorul de cuvânt, da, nici măcar nu vorbim de vreun mare director, purtătorul de cuvânt care este senzațional și care îți spune lucruri și îți spune într-un anume ton. Știi de ce? Pentru că știe subiectele. Pentru că știe despre ce discută. Klaus Iohannis nu știe despre ce discută. Asta îmi transmite mie. Pe de altă parte, ce vrei să comentezi? Sorin Grindeanu, 24%, repet, nu este procentul lui Sorin Grindeanu. Este doar un om de partid pe care, din punctul meu de vedere, este foarte posibil să greșesc. Dar eu cred că Sorin Grindeanu este perceput ca o persoană din Partidul Social Democrat și pe undeva se confundă personajul Sorin Grindeanu cu Partidul Social Democrat. Înțelegi? Deci cred că așa funcționează lucrurile. Acum, serios, de câte conferințe de presă ai văzut o ținut Sorin Grindeanu? Câte lucruri extraordinare a făcut el la Ministerul Transporturilor și așa mai departe? Alexandru Rafila, da, Alexandru Rafila este perceput ca un profesionist. Acolo nu mai e vorba de Partidul Social Democrat. Acolo este vorba despre un om care cunoaște sistemul, gestionează sistemul și uite și încredere, apropo de discursuri. Știi, în ultima perioadă, eu cred că nu am văzut pe nimeni care să comunice așa, mai mult decât atât, Alexandru Rafila vine îmbrăcat în medic. Deci asta îi dă lui, uniforma aia îi dă lui o forță specială atunci când vorbește. Cu toate că mi se pare că Alexandru Rafila avea un discurs mult mai, cum să spun, mai consistent și argumentat înainte de a veni ministru, după ce a devenit ministru, s-a nuanțat puțin. Îți spun eu de ce, pentru că lucrez cu foarte mulți politicieni. Pentru că sunt foarte mulți politicieni care intră cu un anume avânt în politică și pur nu se potolesc. Pentru că nu mai sunt de capul lor, fix de capul lor, înțelegi? Adică Alexandru Rafila nu este specialist acum, este și om de partid. Și atunci nu mai poate ieși din cutuma asta și e de înțeles. Da, ceea ce spunea... Nu este un tehnocrat, asta... nu l-a adus nimeni să-l planteze de colo-colo, nu. A fost întâi membru de partid, s-a intrat în partid și pe urmă a fost pus ministru al sănătății. Foarte bine că e acolo unde e. Pentru că eu, în acest moment, un alt personaj din sistem nu văd acolo. Costin, ție cum ți se par procentele astea, apropo de încrederea în oamenii politici? Știți, în America și în Franța, când te uiți la încrederea în politicieni, de obicei faci diferența între câți au încredere și câți nu au încredere. Și dacă este să facem diferența chiar și pentru doctorul Rafila, diferența este una negativă pentru toți, cred că toți acești politicieni. Cred că acest lucru spune foarte multe. Doctorul Rafila, într-adevăr, e perceput mai degrabă drept un tehnocrat, un profesionist, nu este neapărat asociat cu Partidul Social Democrat, și cred că până la urmă votanții PSD au în mare parte o atitudine pozitivă față de domnia sa. În ceea ce privește premierul Ciucă, cred că e pur și simplu o lună de miere de care beneficiază. Nu știu cât s-a decantat scandalul plagiatului în acest sondaj, o să vedem în lunile următoare.
Dar, în general, e o persoană care nu a spus foarte multe, e o persoană care a, chiar dacă a fost ministru, nu a fost extrem de prezent în spațiu public, nu a făcut niște gafe majore în ultima perioadă, pentru că atunci când nu vorbești foarte mult, nici nu risc să creezi probleme. Ceea ce pe mine mă uimește, sau poate n-ar trebui să mă uimească, e că președintele scade în continuare. Avem, cred că în ultimele luni, o scădere accelerată a președintelui, pentru că cei care l-au preferat, cei 67% care la un moment dat l-au votat în turul 2 al alegerilor din 2019, își pierd încrederea. De la cineva care are un discurs extrem de radical la adresa PSD, la cineva care a adus PSD la guvernare, e o distanță care nu poate fi acceptată nici măcar de către electoratul de dreapta. Simt că ai... Mi-a plăcut ce a spus Costin apropo de Nicolae Ciucă, de Luna de Miere. Mi-a plăcut foarte tare. Și aici chiar voiam să punctez un lucru. E adevărat că sunt foarte multe personalități politice, în special, care se protejează. Uită-te la Dacian Cioloș. Până în momentul în care a devenit președinte de partid și până a început să iasă să vorbească, era perceput ca mesia unei părți din România. O să vină, o să salveze, o să facă, o să dreagă. N-a fost așa. În 2014, mie mi s-a întâmplat un lucru pe care îmi place să-l povestesc. În 2014, când președintele Iohannis, candidatul Klaus Iohannis de la acel moment, intrase în Modrogan, în curtea din Modrogan, eu l-am întrebat pe unul dintre oamenii din Partidul Național Liberal, foarte aproape de el, care îl și propusese de altfel să fie președinte, a fost unul din decidenți, am întrebat, de ce nu-l scoateți, duceți-l în țară, să-l vadă lumea. Știi ce mi-a răspuns? Păi, Sarmiza, tocmai tu spui asta, da, legenda este mult mai puternică decât realitatea. Timpul a demonstrat că așa este. Da, deci cu cât un politician vorbește mai puțin, cu atât are imaginea mai curată. De, are un procent de 13% Dacian Cioloș. La partide vreau să ne oprim, pentru că ne-au tot, sondajele pe care le-am văzut în ultima perioadă se învârt cam spre aceleași procente. Socialdemocrații stau, nu, foarte bine, 34-35% de procente. Aur, nu? Surprinzător sau nu? Pentru unii 18% și apoi urmează în jos. PNL-ul cu 16%, USR-ul cu 12%, UDMR-ul cu 5%, deși e sub prag în anumite sondaje, 4% cei de la PMP și, mă rog, celelalte. Socialdemocrații cum au reușit sau cum reușesc să obțină un astfel de procent? Pentru că, pe de o parte, au fost în opoziție, nu? Cât a fost coaliția aceea de dreapta și, evident, au știut cum să speculeze unele momente. Iar acum, la fel, ei, teoretic, vin cu niște idei, nu? Care să-i țină cumva la suprafață, ca să zic așa. Da, sigur că ce aș spune primul lucru, având în vedere că e vorba de tipul ăsta de sondaje, avem o fotografie în acest moment, adică n-aș pune prea multă bază pentru modul în care efectiv se va întâmpla la vot peste 2 ani de zile. Deci nu vorbim despre o proiecție în 2 ani de zile. Deci avem o fotografie în acest moment care de fapt reflectă niște tendințe, să spunem, din ultimile luni. Deci asta ar fi primul lucru pe care l-a spune așa pentru a fixa sau ancora discuția mai concret. Sigur că la PSD au avut o perioadă de opoziție foarte bună și nici nu era greu, ca să fim foarte sinceri, atunci când a fost coaliția PNL USR și modul absolut catastrofal în care au gestionat atunci situația. Deci vin pe acest val al unei opoziții constructive și modul în care țin agenda publică acum înspre lucrurile sociale, înspre agenda socială a populației, sigur că îi țin aproape de acest procent care e istoric al PSD-ului. Adică acum nici nu știu dacă trebuie să ne mirăm foarte mult că PSD-ul are 35%, pentru că cam acolo a fost, dacă nu au fost situații de criză în partid sau rupturi în partid, PSD-ul undeva între 35-40% în funcție de ce se întâmplă la vot, în funcție de contextul votului, de participare și așa mai departe. Deci un procent normal pentru PSD. Mai interesant de ce se întâmplă pe locul 2 cu ascensiunea AUR, care și aici e o discuție, nu, și modul în care este reprezentat în sondaj AUR. Dacă ne amintim la ultimile alegeri, nici nu trecea de 5% în sondajele premărgătoare votului și după aceea ne-am trezit că aveau 9% direct în Parlament. Aici e o întrebare foarte interesantă despre acest partid. Dacă este un partid care a crescut doar datorită situații legate de pandemie și mobilizării unui sentiment față de restricție, unui sentiment popular față de restricție, sau ceva mai mult decât atât. Și, din păcate, impresia mea, bazată pe diferite date și diferite discuții cu alți oameni, este că avem, de fapt, o creștere foarte organică a acestui partid. Adică nu e o întâmplare și nu va dispărea odată cu pandemia.
AUR este un partid care va fi aici să, pentru viitor, poate nu neapărat sub acest nume sau poate nu neapărat cu acești lideri, dar modul, tipul de electorat și tipul de discurs pe care AUR îl prezintă acum va fi parte în viitor din politica românească. Din păcate, pentru că știm foarte bine ce mesaj aproape fascist în unele momente are acest partid. Deci ar trebui să fim foarte atenți la aceste informații din acest sondaj cu privire la ascensiunea AUR. Cred că este vestea cea mai proastă din punctul ăsta de vedere, dar nesurprinzătoare pentru cine a urmărit ultimii ani. Dar citeam, o să vreau să-l miza să ne spui și cum percep tu procentul ăsta de 35% al socialdemocraților, dar citeam zilele trecute niște editoriale ale tot felul de analiști politici care spuneau faptul că pe de o parte poate e mai bine că există un partid precum AUR acum, pentru că în anii trecuți existau, cum să spunem, membrii AUR, dar în alte partide. Erau oamenii aceștia diseminați, ca să zic așa, în alte partide și că ar fi mai bine că acum, de fapt, sunt la vedere, cam știm cu cine avem de-a face și e alta percepția pe care o avem. Eu știu foarte bine electoratul AUR. Nu bine, foarte bine. Eu l-am descoperit în 2016, făcând campanie electorală. Oamenii ăștia, până în 2020, când a apărut AUR, nu și-au găsit deloc linia. Iar AUR există pentru că îi permite să existe, pentru că celelalte partide îi permit să existe. Înțelegi? Genul ăsta de mesaj, sigur că avem și mesaje foarte dure duse la extremă și acolo iarăși părerile în interiorul partidului îți spun din interior că sunt împărțite. Nu toată lumea este foarte de acord cu aceste mesaje extremiste. Dar sunt câteva mesaje, acelea despre suveranitate, naționalism, tradiție, cultură, pe care nu prea le găsești în alte partide. Nu prea ai oameni care să vorbească despre asta și dacă vorbesc și sunt oameni cu vechime în partide și o spun acum, este ca și cum ar prinde trendul, înțelegi? Nu sunt credibili. Deci AUR există pentru că celelalte partide nu au cum să rupă din AUR pentru că nu își însușesc mesajele, o parte din mesajele AUR. Și electoratul ăsta ce făcea înainte? Electoratul ăsta nu... balea sau nu vota? Să știi, nu... știi, acum în 2020 a fost așa o chestie, oamenii care s-au săturat și n-au vrut să voteze nici AUR și oameni care și-au găsit în AUR un refugiu și au spus, ăștia vorbesc pe limba noastră. Tu nu vezi că AUR nu construiește? AUR doar atrage atenția asupra unor aspecte pe care și oamenii ar vrea să le strige în gura mare, dar n-au curaj. Și atunci George Simion și reprezentanții AUR strigă mesajele din interiorul oamenilor. Dar ei nu vin cu nimic concret. Adică nu poți să-mi spui că au făcut ei vreo mare șmecherie, vreo mare lege, vreo chestie care a pus România la punct. Ce? Nu, doar că oamenii găsesc în AUR vocea lor. O bună parte dintre ei, hai să ne înțelegem. Și repet, nu mă refer la mesajele extremiste. Acolo lucrurile stau altfel. Ar trebui să fim îngrijorați dacă ne uităm la sondajele astea sau lucrurile se pot schimba foarte mult în următorii 2-3 ani până la viitoarele alegeri, Costin? Da, cred că ar trebui să fim îngrijorați pentru că, vă-ți spun, pe baza cercetărilor din științele politice, atunci când două mari partide sunt la guvernare, de obicei cresc populiști. AUR, cu PSD abia intrat la guvernare alături de PNL, este la 18%. În funcție de cum arată această guvernare și nu sunt premise că o să fie o guvernare de mare succes, s-ar putea ca acest partid să crească mai departe. În general, și în alte țări în care acest lucru s-a întâmplat, există o izolare, se face un cordon sanitar în jurul partidelor populiste. Nu cred că există pericolul ca AUR să ia 40-50% să poată să formeze guvernul. Pericolul este ca mesajele AUR, în special cele mai radicale și care poate prind la populație, să fie adoptate de către partidele mainstream. Partidele populiste din Occident nu s-au impus pentru că au ajuns la guvernare, ci pentru că mare parte din partidele, în special de centru-dreapta, au adoptat, și chiar de centru-stânga, dacă să ne uităm în Danemarca, de exemplu, au adoptat un mesaj extrem de puternic împotriva imigrației, au schimbat modul în care se acordă ajutoarele sociale, toată partea asta socială. Acolo poate să fie unde AUR va puncta, dar nu este o surpriză ce vedem în aceste zile. Discutam mai devreme de nemulțumirea din sondaje, de teama oamenilor,
de faptul că există foarte multe frustrare în legătură cu felul în care funcționează statul, cu felul în care politicienii răspund așteptărilor publice. Deci există o cerere în această societate. Aur, într-adevăr, a fost, din punct de vedere comunicațional, și acum se vorbea mai devreme, mesajele lor legate de, care sunt foarte aproape de negarea Holocaustului, de cultul unor criminali de război, oameni vinovați pentru genocid, aceste mesaje sunt extrem de toxice. Dar ei au știut să speculeze anumite așteptări din societate care nu se găsesc în altă parte. Și nu e prima dată când se întâmplă acest lucru. Am avut PUNR, PRM în anii 90, apoi a fost o mișcare în jurul lui Dan Diaconescu cu un mesaj anticorupție. Am avut PNG la un moment dat. Deci există o doză de nemulțumire care este exploatată de niște politicieni mai mult sau mai puțin abili. Ceea ce uimește totuși la AUR este că, de exemplu, spre deosebire de PPDD, nu s-a dezintegrat foarte rapid, așa cum s-a întâmplat cu partidul lui Diaconescu. Mai avem și alte subiecte de discutat. Revenim după câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi!